Centrul de zi pentru copii Sfânta Muceniță Sofia a organizat astăzi vernisajul expoziției Cruci de Bucurii prin mâini de copii. Tot în cadrul evenimentului a avut loc și o acțiune social-filantropică. Cei 35 de beneficiari ai centrului au primit daruri. Beneficiarii Centrului de zi pentru copii Sfânta Muceniță Sofia, îndrumați de profesoara Oana Maria Hondrea, au realizat diverse obiecte care au ca element crucea. Vorbim despre semne de carte sau cruci din piele și din alte elemente decorative realizate pe blat de lemn. Cele peste 50 de obiecte se regăsesc în expoziția Cruci de Bucurii prin mâini de copii, care a fost vernisată astăzi. Mi-am dorit ca acești copii să vadă o alt fel de cruce, o cruce a bucuriei, și bucuria fiind dată de culoare, de formă, de elementele de limbaj plastic, cel mai simplu element de limbaj plastic, punctul, și astfel am încercat să creăm obiecte, semne de carte, în care crucea să fie elementul principal. Crucile le-am modelat din lut sau pastă modelatoare, după ce s-au pictat și vernisat, au fost înnobilate cu un șnururi cu o bandă de piele naturală. O altă parte a proiectului a fost să realizăm cruci din bucățele de piele pe care le-am montat pe un blat de lemn. Am pornit de la ideea de a semăna cu crucile bizantine, dar evident expresivitatea lor și-a spus cuvântul și doar experții pot recunoaște crucile bizantine, dar toată lumea va recunoaște crucea. Semnele de carte, crucile vor fi dăruite de către centru sponsorilor, celor care cu dragostea lor sprijină această activitate a centrului. În deschiderea evenimentului, beneficiarii centrului au interpretat cântări religioase. De asemenea, copiii au primit învățături despre importanța sărbătorilor, intrarea Domnului în Ierusalim și învierea Domnului, precum și despre momentele liturgice semnificative din Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Este o bucurie întâlnirea cu acești copii și această bucurie s-a manifestat prin a le vorbi despre semnificația, în primul rând, bogată a zilei de ieri, a floriilor, ca o trecere, un anumit fel de trecere spre Săptămâna Mare. În această deosebită perioadă, copiii au aflat despre fiecare zi în parte, ceea ce cuprinde ea, bogăția fiecărei zile, culminând, evident, cu momentul învierii, pentru că noi toți ne îndreptăm spre bucurie. Asumarea crucii înseamnă asumarea unei responsabilități, iar copiii au înțeles, trebuie să înțeleagă acest lucru, că fiecare avem o anumită responsabilitate pe acest pământ. Dar, asumându-ne crucea, noi mergem, de fapt, spre împlinirea noastră ca oameni, deci spre bucurie, pentru că bucuria înseamnă a te împlini ca om și ca misiune. Au aflat, de asemenea, legătura dintre tradiția ouălor roșii, de ce anume se vopsesc ouă roșii, au aflat și semnificația cozonacului, de ce se face cozonac de Crăciun și de ce se face cozonac de Paște. La finalul evenimentului, Arhiepiscopia Bucureștilor, prin sectorul social, filantropic și misionar, le-a oferit copiilor pachete cu alimente și produse specifice sărbătorilor pascale. Aceștia provin din familii care se confruntă cu dificultăți materiale și financiare. Darurile au fost achiziționate cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Această expoziție, organizată acum în perioada premergătoare Sfintelor Paști, este o parte a unui concept mai larg, și anume acela că, având copii din medii defavorizate care frecventează acest centru, pe lângă bucuria aceasta a expunerii obiectelor pe care ei le-au confecționat, este și bucuria primirii de daruri. Astfel că acum, de Sfintele Paști, le-am pregătit cadouri care să îi bucure și pe ei și pe familiile lor, constând în alimente, articole
de strictă necesitate care să le facă viața mai ușoară în perioada aceasta. Ca bucuria să fie completă, iată, toți sunt aici, în armonie, bucurându-se de aceste cruci deosebit de frumoase pe care le-au confecționat și bucurându-se de darurile primite din partea Sfintei noastre biserici. Fiecare familie a primit câte 4 pachete, care au constat în alimente precum orez, făină, ulei, zahăr, dulciuri, fructe, ouă și cozonaci. Sunt în jur de 35 de pachete pregătite pentru acești copii. Desigur, nu este niciodată suficient, însă puțin câte puțin încercăm să îndulcim aceste greutăți cu care se confruntă. Centrul de zi pentru copii Sfânta Muceniță Sofia este un așezământ ce funcționează în cadrul sectorului social, filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Centrul desfășoară activități în domeniul protecției copilului, având ca beneficiari 35 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, elevi în clasele pregătitoare și clasele 1-8, proveniți din familii defavorizate social.